prin natura slujirii noastre intrăm în contact aproape săptămânal cu foarte multe cazuri defavorizate. Astăzi aș vrea să vă povestesc despre o bătrână în vârstă de 84 de ani, văduvă, din Oltenița, care a rămas singură, trăiește într-o sărăcie lucie, nu mai are pe absolut nimeni, nu mai are copii. Casa în care stă e, dacă se poate numi casă, e aproape dărâmată. Însă, în schimb, am găsit acolo o femeie bucuroasă, bucuroasă că îl are pe Dumnezeu, bucuroasă că Dumnezeu i-a trimis niște oameni în casa ei. Nu ne-a cerut nimic decât să ne rugăm pentru ea, să aibă putere să meargă până la capăt pe cale. Am stat să o ascultăm, am încurajat-o cu multă dragoste și așa am descoperit că era desculță și aproape udă până la piele. Pentru că timpul este scurt și vremea nefavorabilă, împreună cu echipa de arhitecți și constructori, am hotărât să construim o căsuță din container pentru a-i asigura condițiile minime de trai în fața unei ierni care se anunță grea și lungă. Haideți împreună să-i facem bătrânețea mai ușoară. Împreună suntem mai puternici.